Florentina, abia a început anul și deja două medalii de aur pentru tine. Cum te simți? Foarte bine, mă bucur că mi-am făcut un record personal astăzi. Și sincer să fiu, chiar nu mă așteptam, pentru că n-am mai sărit triplu salt aici în sală de vreo 5 ani de zile. Și a fost o surpriză frumoasă pentru mine. Ce înseamnă pentru tine că vei reprezenta România la Jocurile Olimpice? Cum se simte un sport? De mulți ani muncesc pentru participarea la Olimpiadă, iar nu pot să zic că nu s-a potrivit nici cum. Când am fost în 2015, am rămas însărcinată și n-am mai participat. A fost decizia mea, într-adevăr, a fost alegerea mea și nu-mi pare rău, să nu mă înțelegeți greșit. Am renunțat la Olimpiada de la bob după ce ne-am calificat, am renunțat pentru că a fost prea mult pentru mine. Am fost plecată departe și copilul mi era acasă și a fost prea mult. Iar acum este prima Olimpiadă, așa că sper să fie totul bine și îmi doresc foarte mult să fac un rezultat bun, să am un rezultat bun acolo. Pentru asta muncesc. Cum te simți când îți cântă imnul țării? Nu știu, este o senzație care nu o pot descrie. Aș vrea și la Olimpiadă să cânte imnul, dacă se poate. Cum se împacă meseria de sportiv cu cea de mamă? Să știți că destul de bine, mai bine decât înainte, pot să zic, înainte să fiu mămică. Ai tot timpul o motivație, tot timpul cineva care să-ți facă ziua mai bună, indiferent cum ți-e, indiferent dacă te doare ceva sau ai vreo problemă, el e acolo, te ia în brațe, te pupă și trece tot. Deci este, din punctul meu de vedere, este mult mai ușor și ai motivație mult mai mare. Cine stă băiețelul atunci când tu ești la concursuri? Cu soțul meu și cu mama, pentru că și soțul meu merge la muncă și atunci rămâne cu mama până vine soțul. Dar mama este ca a doua mamă pentru el. Ai alte pasiuni? Sinceră să fiu, nu prea mai am timp de altceva. În weekend, de obicei mă odihnesc, stau mai mult cu cel mic. De obicei îmi place să ascult muzică înainte de concurs, mă bag în tonus. Și încerc să nu mă gândesc foarte mult la competiție, pentru că dacă mă gândesc foarte mult, încep să am emoții.